Viorica Dencil, prima reacție după desecretizarea protocolului se.3.i.pg, trebuie să ajungem la un moment zero. Premierul Viorica Dencil a spus, marci, întrebat despre desecretizarea protocoalelor între parchetul general sublinierei SRI, ce trebuie să se ajung la un moment zero, iar pentru sănătatea societății sublinierei pentru cre subliniere terea încrederii în instituțiile statului trebuie să vedem tot ce se întâmplă. Cred ce trebuie să ajungem la un moment zero sublinierei cred ce pentru sănătatea societății. Cre subliniere terea încrederii în instituțiile statului trebuie să vedem tot ce se întâmplă pentru a ne putea edifica cu multe lucruri care au apărut în spațiul public. Consider ce este necesar să facem acest lucru sublinierei, după cum subliniere tici eu chiar am cerut public desecretizarea, a declarat premierul, care a participat, marci, la manifestările organizate de Ziua Jandarmeriei, scrie news.ro. Serviciul Român de Informații, SRI, a publicat, vineri, protocolul de colaborare încheiat de SRI cu parchetul general în anul 2009. Protocolul a fost semnat în februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nicu sublinierei prim adjunctul SRI Florian Coldea sublinierei a înlocuit documente similare încheiate chiar imediat după înființarea de către guvernul Năstase a Parchetului Național Anticorupție, CNA, actuala DNA.